fac o glumă total deplasată acum? Sigur nu vine domnul Borcea de undeva, că sunt prea multe microfoane. Nu? În fine. Spun eu așa de la mine sau mă întrebați, am examen? Dau lucrare de control sau nu dau lucrare de control? Dizertație. Dizertație. Nu știu că eu de o lună de zile și la duș am intrat cu masca asta. Mi-e greu să mă despart de ea. Înainte de toate, mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur să vă văd pe toți aici. Este foarte important pentru noi, pentru sport în general, măcar la Jocurile Olimpice să ne întâlnim și să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani de zile am văzut mai puține titluri cu brânza a pierdut aurul, dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul. Că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă, oricum ar fi el. Și simplu fapt că te-ai calificat acolo este un loc câștigat. Da? Și mă bucur și mi-aș dori ca de acum înainte asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și sunt cei din echipa a doua, probabil, indiferent că suntem la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile și am citit toate declarațiile din ultimele zile. Și am mai rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să o luăm aurul. Și nu e ok, oameni buni. Pentru că, indiferent dacă ne întoarcem de acolo, cu medalii sau fără, noi muncim la fel. Și noi și antrenorii noștri. Am în spatele meu 4 oameni. Atât am avut la jocuri. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, pe lângă ei am avut ca sparring partner sportiv de 43 de ani, care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp să mi-l dați. Și să facem o sală nouă pentru copiii aceia. Bun. Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate și practic asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că vreau să ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur ca ăsta nu cred că există. N-am mai vrut de data asta să confirm, n-am mai vrut să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine. Și am făcut. Și dacă eu am reușit, cu siguranță fiecare copil care intră într-o sală de sport sau merge pe un teren de sport, trebuie să înțeleagă că are o șansă. Iar noi e de datoria noastră să-i susținem. Și atunci când sunt jos, mai ales atunci când sunt jos. Anul trecut, în luna iulie, abia renunțasem la cârje. Învățam să merg din nou. Și acum am întors cu o medalie, chiar de argint, de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate. Visați, oameni buni. Visați și credeți în visul vostru, chiar și atunci când pare imposibil. Și pe lângă asta, țineți-le pumnii și când n-aveți nimic de spus despre sportivii români, măcar nu spuneți. E greu, e al naibii de greu să fii acolo, să știi că ai concurs și să citești un titlu. Un titlu poate care aduce 3 clicuri, dar poate dărâma castelul din cărți de joc al unui sportiv, care a muncit atâția ani de zile și nu-i corect. Hai să ne apreciem munca unii altora și să trăim în armonie, pentru că vrem, nu vrem, suntem cu toții o echipă. Ne place sau nu, suntem în aceeași echipă cu toții. Și știu treaba asta, pentru că am făcut echipă cu 3 tipe minunate, pe care mi-o ciudă de mor acum, pentru că astăzi puteam să fim la Tokyo, să tragem la echipe. Dar am înțeles că ele aveau alt drum în viață. Drumurile noastre s-au despărțit, dar asta nu înseamnă, chiar dacă n-am rămas prieteni, nu înseamnă că am anulat tot ce am făcut împreună până acum. Așa trebuie să fim și noi. Sportivi, presă și toți cei care ne conduc. Pentru că putem să facem lucruri minunate. Citeam astăzi undeva, Kosovo are 2 medalii de aur. Filipine are medalie de aur la Jocurile Olimpice și România n-are. Ok, poate e și vina noastră, dar e oare doar vina sportivilor și antrenorilor? Hai să ne gândim puțin la treaba asta. Și vă mulțumesc că ați venit aici.
De ce nu putem să ne bucurăm noi de moment, niciodată, de momentul prezent și trebuie să ne facem griji ce se întâmplă peste 3 ani, 4 ani? Adică tot timp, mi se pare că tot timpul trăim așa, pe fugă, pe fugă. Nu știu ce fac, habar n-am, știu doar că am europene în septembrie. Toată! Nu pot să contorizez, fac scrimă de 25 de ani. Toți cei 25 de ani sunt în spatele medaliei acestea. E simplu, e pe atât de simplu. Și dacă stăm și ne gândim la un gimnaz, da, care intră într-o sală la 3 ani de zile sau la cât, Doamne iartă, mă intră, s-ar putea să fie și mai greu. Ieșită din comun, da, dar nu neapărat în sensul bun. Ori așteptările noastre au fost foarte mari, ori, dar nu mi s-a părut că au fost mai presus decât un campionat mondial organizat în Europa sau decât un campionat european chiar. Nu mi s-a părut nimic extraordinar. Sunt foarte riguroși, cei drept, ei ca și oameni. Nu am beneficiat, nu știm ce s-a întâmplat acolo, nu știm cum arată Tokyo, nu știm cum arată Japonia, știm cum arată satul olimpic, știm cum arată o sală și v-am spus, nu este chiar, n-a fost chiar cea mai minunată sală în care am avut ocazia să tragem vreodată, doar că spre deosebire de alte sporturi, n-am simțit neapărat apăsarea faptului că nu am avut spectatori, pentru că noi suntem obișnuiți. Cum de cum s-a acele momente de după câștigarea medaliei, dincolo de declarațiile de presă, de declarațiile la fața camerelor de la vedere, după ce ai plecat din sală, ce se întâmplă mai departe? Am mers la testul antidoping și am ajuns în satul olimpic, am mâncat două felii de pizza și m-am culcat. E ok? Mă simt atacată! Ce ai de reproșat concret Ministerului Sportului? Păi da, tocmai ce a spus domnului ministru, că mă așteptam să vină cu cele 5 milioane care lipseau din buget și nu am nimic de reproșat, doar îi urez succes dânsului și sper ca acel aur să vină dacă n-am putut eu să-l aducă dânsul. Consider că ați avut condiții bune de pregătire pentru această olimpiadă. Dumneavoastră de unde sunteți? Digi24. Eu am avut condiții bune și am repetat asta de foarte multe ori și cu toate ocaziile am repetat cât de bune au fost condițiile înainte să plecăm la Jocurile Olimpice, da? Dar eu întotdeauna, când m-am referit la bani și la finanțare, m-am referit pentru copii, speranțe, cadeți, junior, să degrevăm cumva părinții aceia care nu au buzunare fără fund, da? Și care nu-și mai permit să țină copiii. Mamă, deci mă... Unde e chinezoaica? Că mi-era mai ușor cu ea pe planșă. Puneați o întrebare retorică oare la sportivii sunt de vină. Îndrăznesc să vă întreb și să mă oferiți și un răspuns. Cine mai e de vină? Toți! Cine? Noi, toți! Dumneavoastră, părinții, cei care susțin copiii și apoi îi forțează, pardon, da, pentru că există și acel gen de părinți. Sunt foarte multe genuri de părinți. Noi avem doi părinți care au reușit într-un an de zile să facă foarte multe pentru Federația Română de Scrimă. Da, genul ăsta de părinte îl iubesc. Al naibii de mult, pentru că lui nu-i pasă ce va face copilul lui. Dar este atât de îndrăgostit de sportul pe care copilul lui a ajuns să-l practice, încât își dorește el să lase ceva în spate. Mi-aș dori ca toți părinții să fie ca aceștia doi pe care noi avem norocul să-i avem lângă noi. Da? Și fiecare om este de vină pentru nereușita tuturor. Pentru că acolo este România astăzi, da? Nu e Brânză, nu e Drăgulescu, nu e Iordache, nu. Suntem România. Și dacă noi eșuăm acolo, înseamnă că am eșuat cu toții. Cum te simți, Ana, vie! Acum mă simt vie. A doua zi mă simțeam împăiată. Trebuie să recunosc că ăsta e prețul pe care îl plătești când mergi și stai o zi întreagă la 30 plus de ani în sală. Dar durerea de după nu se compară cu satisfacția de a avea această bucățică de metal. Ana, crezi că s-a schimbat ceva după medalia asta? Nu! Nu s-a schimbat de 25 de ani de când fac eu sport, de ce se schimbă acum? Serios, adică sunt realistă, dar sunt genul de om care a învățat că trebuie să muncească foarte mult ca să-și permită să vorbească. Și acum medalia asta n-a făcut decât să-mi dea apă la moară. Au fost și alți politicieni care imediat au sărit cu mesaje de la Udă. Unii au confundat sabia cu spada. Între noi fie vorba, sunt mulți jurnaliști care nu înțeleg care e diferența între scrimă, spadă și floretă. Hai să nu intrăm în detalii, să dăm neapărat în politică. Ce le spuneți oamenilor politici care au simțit nevoia să se laude cu performanța dumneavoastră în condițiile care chiar dumneavoastră spuneați? Dar nu putem să-i lăsăm puțin în pace și să vorbim de cum atragem noi mai repede copiii în sală? Nu, de fapt, ce o să facem cu copiii care o să fie aduși în sală de această medalie?
Ana, iartă-mă, am făcut sport de performanță 15 ani. Vreau să te întreb, ce le transmiți copiilor care vor să facă performanță, dar sunt conștienți că nu au o siguranță din punct de vedere profesional și nu au din ce trăi apoi? Tu ești din lumea mea, mulțumesc, bravo ție. Uite, unul care a făcut sport, pricepe. Să viseze, copiilor le transmit să viseze, să creadă în visul lor, indiferent unde vor ei să ajungă. Pentru că asta e cel mai important până la urmă, indiferent că vorbim de sport, de artă, de orice altceva. Da? Să îndrăznească, să creadă în visul lor atunci când le e cel mai greu. Pentru, poate că nu vor avea norocul să întâlnească antrenorul pe care l-am întâlnit eu. Da? Poate că nu vor avea susținerea de care am avut eu parte, dar să creadă în continuare, pentru că munca bună se răzbună. Asta m-a învățat sportul în 25 de ani. Nu-ți iese acum, dacă insiști și muncești așa cum trebuie și nu păcălești sportul, nu te păcălești pe tine, toate au o rezolvare la un moment dat și la un moment dat chiar va fi bine. O să iasă, n-are cum să nu iasă. Mersi și eu. Felicitări pentru această medalie de sport. Dar vreau primul rând să te întreb, ai avut adversare din Corea de Sud și din Estonia. Două țări care au făcut multe probleme, care am înțeles acum discuția finală. Da. Cât de greu ți-a fost să depășești mental acel obstacol? Tu știi foarte bine, între noi fie vorba, complexul meu asiatic. În momentul în care am văzut Corea pe tablou, trebuie să recunosc că am avut așa un sentiment de neliniște, să nu-i spun panică. Era panică în toată regula, de fapt. Dar știam cât de bine am lucrat, știam cât de bine mă simțeam după cele două săptămâni petrecute la Izvorani împreună cu colegii mei, cărora le mulțumesc infinit. Imaginați-vă că vorbesc de oameni pentru care performanța înseamnă să vină să mă antreneze pe mine pentru Jocurile Olimpice. Pentru că ei au joburi, ei au familii. Unul dintre colegii mei acum vreo 2 ani de zile era în cantonament la Poiana Brașov, da? Să mă antreneze pe mine pentru mondiale. Și la un moment dat mi-a spus, Ana, îmi pare rău, nu pot să vin mâine la antrenament. Zic, de ce? Ce s-a întâmplat? Nu te simți bine? Nu, dar știi, naște soția mea. Înțelegeți despre ce vorbim de fapt? Înțelegeți că oamenii ăștia, în loc să plece în concedii de odihnă cu familiile și cu copiii, vin să o antreneze pe brânză? Asta e problema noastră. Știți că la Jocurile Olimpice am avut 2 antrenori români, domnul Octavian Zidaru și Adrian Pop. Unul antrenând Hong Kongul și altul antrenând Peru. Și noi ne plângem că nu mai avem antrenori. Nu mai avem antrenori, mai avem sportivi. Ce facem cu banii? Ok, avem bani acum. Cum aducem noi oamenii ăștia acasă? Și nu cred că scrima e singurul sport în care se întâmplă treaba asta. Iată-mă, Marian, că nu mai știu ce ai întrebat, dar mi-am adus aminte. Delegația României se află și cel mai tânăr component al delegației, David Popovici, care întâmplare face chestia de la Steaua, este corect cu tine. Ce sfat e dat cu David? David n-are nevoie de sfaturi. David este un fenomen. David este o minune de copil și mi-aș dori să-l clonăm. David o să ajungă mare și mi-aș dori să existe mai mulți copii ca și David și mai mulți antrenori ca ai lui David, da? Că de acolo pleacă totuși. Nu știu dacă ați urmărit discursul copilului. De fiecare dată face referire la antrenor. E, despre asta e vorba, oameni buni. Despre omul acela care te are în grijă, până la urmă, da? David fiind și minor, da? Și care sădește în tine speranța aia de a deveni înainte de toate om bun. Noi de genul ăsta de oameni avem nevoie. Iar David, v-am spus, o să ajungă mare. Și nu vreau să-l comparați vreodată în viață cu fel sau mai știu eu care. E David al nostru și punct. Așa cum sunt și alții. Ana, te întrebut, da. A, gata, să fiu liniștită? La felul care te-ai gândit ce vei face, adică nu știi foarte bine care sunt lucrurile de plus la înscriu. Nu știu, te gândești foarte de viitor în Spania. Hai zi-o pe aia dreaptă, dacă vreau să... Voi mă întrebați de altă treabă. Păi da, peste ceva, te gândeai tu anul trecut că o să trăim în plină pandemie și nu știai, vezi? Deci eu habar n-am ce fac mâine și nu știu ce mănânc astă seara. Adică nu pot să mă gândesc ce o să fac mai departe. Da, știi cum să te relaxezi? Poftim? Păi nu, stați liniștiți. Deși mi-ați făcut voi calculul și o să iau 80.000 de euro din ce am înțeles, mulțumesc, apreciez, nu o să plec în nicio vacanță super exotică, mai am credite de achitat. Adică e ok. Sunt bine, dar apreciez că întotdeauna nu trebuie să caut eu în monitor oficial, întotdeauna mă anunțați. Că asta e altă chestie, că n-am înțeles unde e grija omului de rând
Da? Cât câștigă sportivii pentru medalii sau ceva. Da, asta cu colonel, nu știu, puteți să-l întrebați pe domnul comandant. Nu. Ultima dată am mers la curs ca să mai înaintez. Atunci, secunda aia, nu e nimic. Ești gol. Ești gol. E vid. Înăuntru tău e vid. Pentru că nu înțelegi încă ce ai realizat. Chiar și atunci când ești pe podium și poate că nu cântă imnul tău, dar ai minte toți oamenii care te-au ajutat să ajungi acolo. Că, de fapt, tu nu faci decât să-i reprezinți pe ei, să le reprezinți munca. Pentru că, ok, e un sport individual. Sunt singur acolo pe podium acum. Dar în spatele meu sunt aceiași oameni care n-au dormit nopțile să mă ajute pe mine să ajung acolo și reprezint și munca lor. De cine ați sunat prima oară? De cine ați sunat? Ce v-au zis? Ai și multe variante să ghicești. Cam câte variante puteau să fie? Pe dura scățelul. Să-l întreb dacă e bine la grădini. M-am gândit la Paris după ce s-a aprins becul lui Sun. Glumesc. Eu pot să spun ce vreau acum, că pot să vă spun că merg și la Los Angeles, voi mă credeți. O să dați o știre mâine, o să zică unul că asta chiar e nebună definitiv și aia e. Nu se știe niciodată, v-am spus momentan, în septembrie merg la Plovdiv pentru europene. Mai departe, nu știm. Oameni buni, noi când ajungem la Jocurile Olimpice, suntem cei mai buni dintre cei mai buni. Când intri în satul olimpic, suntem cu toți egali. Când ai trecut așa în satul olimpic, da, se anulează tot ce ai făcut până atunci. Nu contează că nu-i de 7 ori campion olimpic, că vine Phelps, că vine Bolt, că nu există așa ceva. Suntem cu toți egali acolo. Despre asta sunt jocurile. Contează doar ce faci la acea ediție. Nu ce ai făcut tu când erai mic. Așa că nu. Nu există așa ceva. Noi ne gândim doar cum să ne învingem unii pe alții, nu să ne dăm autografe. Ar trebui să arate România, măcar o parte din ea, precum este Ana Maria Popescu. Acum asta înseamnă că ar avea și nasul mare, ar vorbi și mult România, lăsați-o așa cum e. Nu, dar noi am putea să facem ceva mai mult pentru România și asta chiar o consider o datorie. A fiecăruia dintre noi. Sunt de părere că fiecare își face pe păr picica lui. Știți, eu când eram mică și stăteam la bloc în Rahova, că am mai văzut și titluri de-astea. M-am antrenat în Rahova de la 2 ani, vorba aia. În fața blocului primăvara coborau tații, da, și făceau curat în curțile blocurilor. Hai că trebuie să fi făcut și voi. Sau iarna când dădeau zăpada. E, despre asta e vorba. Dacă fiecare face pe bucățica aia mică a lui așa ceva, da, o să ne mândrim și noi ca și Kosovo sau ca Filipine, cu aurul olimpic. Pot să merg să mănânc și eu acum? Mai aveți? Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Adură și mai tare! Și cu genunchiul Marian, când mă gândesc că mă doare genunchiul, mă gândesc la Larisa Iordache. Și mi-e rușine că mă plâng de o operație la genunchi sau la Cristina Neagă. Așa că o să fiu bine. Să fiți și voi bine!